Ai greșit, Maria ta. Nu trebuia să ierți. Știu, Popo, am greșit. Trebuia să te gândești ce ar fi făcut ei. Eu zic să așteptăm pe ai noștri. Cocea e la o zi de marș. El vine cu toată știrea Olteniei. Hai, suntem puțini, Maria ta. Nu e bine, doamne, nu e bine. Părinte, la luptă știi să conduci frumos, cu slujba religioasă te descurci, dar cu politica... Bine, o las eu. Dar tot nu pricep de ce noi așteptăm pe ai noștri și pe urmă să ne luăm la bătaie cu Sigismund. Tu nu înțelegi că Sigismund nu va îndrăzni să ne atace niciodată, știind că alături de noi va trebui să vină armata lui Basta, adică armata împăratului. Maria ta, solii lui Sigismund. A, contele Corniș, Bogaschi, Seghei. Suntem trimiși principe lui Sigismund. Aveți îndrăzneală, domnilor nobili. Nu e mult decât mi-ați jurat credință și acum veniți ca solei dușmanului. Ar trebui să vă tai capetele și drept ar fi. Să știți însă că e pentru ultima dată când mai plecați vii din fața mea. Asta vă promit. Ascult. Prințul Sigismund Bathory, care are o armată numeroasă, la care ne-am alăturat și noi, toți nobilii transilvani, nu vrea să verse sânge de creștini. De aceea... Destul! Spune lui Sigismund că sunt pe pământul țării mele și aici numai eu pun condiții. De fapt, e una singură. Să plece. Să nu mai aud el. Du-i pe domnii nobili. Alexandru Macedon al creștinătății, acum să te văd. Pregătiți tunurile, toate tunurile. Și cavaleria. Maria ta, vești de la Istanbul. Zi. Răscoala enicerilor a fost înecată în sânge. Se pare că Selim Pașa e mort. Selim? A venit armata imperială. Prezența sa ne va scuti de vărsare de sânge. Vezi, Popo, cât ai îndoit de pomană? Răspundeți la salut. Foc! Domnilor general, pregătiți-vă de luptă. Va fi o zi grea. Generalul Basta. A venit câinele. Începe balul, domnilor nobili. Popo, cine sunt ăia? Basta cu mercenariul lui. Ei văzul la Alba Iulia. Acum ce că-s prieteni. Ăia cu steagurile frumoase? Tata, asta e armata austriacă? Da, Nicolae. Bine ați venit, voinicilor. Excelența voastră, trupele generalului Basta vă stau la dispoziție. Generalul vă trimite salutul său de luptă și așteaptă dispozițiile pe care veți binevoi să le dați. Îți mulțumesc, domnule Bori. Ați venit la timpul potrivit. Ocupați flancul nostru stâng. Ordinele voastre vor fi executate, excelență.
gata! Auzi că vin! Pleacă! Auzi moartea! Lasă-mă! Auzi moartea! Lasă-mă, Popo! Nicolae! Nicolae! Nicolae, băiatule! Băiatul, tati! Nicolae! Cu darul meu de preot, te leg pe tine să trăiești. Închisă să-ți fie împărăția cerurilor și odihna cea de veci, dacă mori aici ca un prost. Tu trebuie să urci Golgota ta până la capăt. Altfel, am pierit degeaba. Și astfel a dispărut din istorie Mihai Vodă. Eroul creștinătății. Cu duhurile drepților acelora ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletul robului tău, Nicolae. În loc luminat, în loc verdeață. De unde a fugit toată grija și suspina. Scumpul nostru, dragul nostru, sfârșit de șobolan. Hehehe.